Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Deși agricultorii s-au plâns de nenumărate ori că au fost afectați de secetă și inundații, autoritățile centrale dau asigurări că roada de grâu este suficientă pentru a face față necesităților. Un polițist a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat în umăr de un bărbat care rănise grav o femeie. Pentru a-l reține omul legii a fost nevoit să tragă focuri de arme. Cu mai multe detalii revenim în jurnal. Eliberat recent din închisoare, controversatul om de afaceri Vladislav Platon a fost implicat astăzi într-un accident rutier chiar lângă sediul CNA. Incendiu de proporții la Bălți, un depozit cu materiale de construcție a fost cuprins de flăcări în această dimineață. 4 echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea focului. Un polițist a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat în umăr de un bărbat care rănise grav o femeie. Pentru a-l reține, omul legii a fost nevoit să tragă focuri de armă. Acum toți trei se află în spital. Cu mai multe detalii vine colega mea, Diana Popa. Bună seara, Diana! Bun găsit! Într-adevăr, incidentul a avut loc cu puțin timp în urmă pe strada Hristobotev din sectorul botanic al capitalei. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat în vârstă de 30 de ani s-ar fi certat cu o femeie care ar fi venit să îngrijească de mama acestuia. Astfel că a luat un cuțit de bucătărie și a înjunghiat-o. Imediat, femeia a chemat un echipaj de poliție, iar la fața locului au intervenit doi oameni legii. În momentul în care unul dintre aceștia a urcat în apartament pentru a documenta cazul, a fost de asemenea înjunghiat în umăr de către agresor, iar celălalt polițist, pentru a-l reține pe bărbat, a tras două focuri de armă, rănindu-l în picior. Toate au fost făcute pentru că bărbatul a încercat să dea bir cu fugiții. Atât polițistul cât și agresorul au fost preluați de o ambulanță la Institutul de Medicină Urgentă. Mai multe detalii despre acest caz, dar și despre starea lor, aflăm din cele ce urmează. În urma incidentului, trei persoane au ajuns la spital cu diverse plăci. O doamnă de 78 de ani a suferit o plagă penetrantă a abdomenului cu hemoragie interabdominală și a fost operată, bineînțeles, în mod de urgență. La moment este în stare gravă, dar stabilă. Cea de-a doua persoană este vorba despre un polițist care are o plagă tăiată a brațului drept cu lezarea nervului ulnar și va fi operat chiar în această seară, la fel, în mod de urgență. Și cea de-a treia persoană, împușcată în regiunea gleznei stângi, este internată în secția traumatologie. Один раз слышу, и такая гарь пошла, и второй раз. Потом ему наручники одели, и крови полно. Он просто нездоровый, у него шизофрения. И я его спрашиваю, ты пойдешь с ней помочь продукты нести? Он говорит, я все плохо чувствую, мне плохо. Вот. Она заскочила, и давай его обзывать по-всякому и кричать. И полицейские, когда пришли, хотели забрать у него нож, он не давал. Și ambulanță, și polițiști, și în гражданский, au fost o grămadă lume aici. Și eu nu știu cine să îngrijească dânsa muncă. Continuăm. Controversatul om de afaceri Vladislav Platon, eliberat recent din detenție, a fost implicat într-un accident rutier lângă sediul CNA. Aflându-se la volanul unui Mercedes, acesta s-a ciocnit violent de o altă mașină. Nimeni nu a avut de suferit, însă ambele automobile au fost avariate și evacuate cu o auto specială. Nu am reușit să discutăm cu Vladislav Platon, întrucât acesta nu se mai afla la fața locului. Prezent la locul accidentului, avocatul acestuia a declarat că Platon se simte bine. Accidentul a avut loc în amiaza zilei de astăzi, chiar în fața Centrului Național Anticorupție de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Impactul s-a produs între un automobil de marca Mercedes, la volanul căruia se afla omul de afaceri recent eliberat din închisoare, Vladislav Platon, și un Volkswagen condus de un bărbat în vârstă de 31 de ani. Echipe TV8 a reușit să-l surprindă doar pe avocatul fostului deținut. A fost în mașină când s-a produs accidentul? Nu.
Eu singur am întors capul și am văzut, n-am văzut detalii. Avocatul spune că totul s-a întâmplat după ce a fost la o ședință de judecată împreună cu Veaceslav Platon. Mai mult, acesta a precizat că în timpul impactului omul de afaceri nu se afla singur în mașină. Cine era în mașină, dacă le acesta este secret. Cu avocatul sau cu alte persoane? Nu are importanță. Nu a ieșit din judecată, dar mașina era parcată aici. Și am auzit doar zgomot. Șoferul automobilului Volkswagen a evitat să ofere comentarii. Cum mergeați dneastră? Erați cu viteză sau? Fără viteză. Dați că trebuie să... Sincer, n-am timp acum. Cine e vinovat? Întâmplător sau nu, plăcuțele de înmatriculare de la ambele mașini au dispărut imediat după accident. Unul dintre polițiștii prezenți la fața locului nu ne-a putut explica cum s-a întâmplat acest lucru. Totuși, din primele imagini de la accident postate pe rețelele de socializare, se vede că acestea erau cu plăcuțe după impact. De ce au fost scoase numerele de pe mașină? Nu cunosc. Păi nu se permite să fie scoase în timpul accidentului. Nu știu, oameni, eu nu cunosc. Este o încălcare. Poftim? Cine? Nu cunosc, până la venirea noastră a fost scoase. Păi de ce au fost scoase? Pentru că sunt pierde, cred că. De ce? Dar ele sunt, numerele sunt, nu mașini sunt. Este o încălcare să fie scoase numerele în timpul unui accident. Ce încălcare? Păi au căzut numerele dacă s-au lovit și au fost scoase numerele. Pentru ce? La doar 15 minute după accident, ambele mașini au fost evacuate, întrucât au fost avariate. Nimeni nu a avut de suferit în urma impactului. Potrivit oamenilor legii preliminar, s-a stabilit că unul dintre șoferi a ieșit pe banda de circulație fără ca să se asigure și nu a cedat trecerea celuilalt automobil, care se deplasa regulamentar. Urmează să stabilim circumstanțele cu exactitate și șoferul care va fi găsit vinovat de producerea accidentului rutier. Urmează a fi sancționat cu 6 puncte de penalizare și amendă mărime de 1.500 lei. După 4 ani de detenție, Veaceslav Platon a fost eliberat la data de 15 iunie curent. Asta după ce magistrații judecătoriei Ciocan au admis demersul de suspendare executării pedepsei, depus de procurorul general Alexandru Stoianoglo. Fostul bancher a fost condamnat definitiv de Curtea Supremă de Justiție la 18 ani de închisoare pentru fraudă bancară, iar pedeapsa primită pentru escrocherie și corupere a fost cumulată, în total fiindu-i stabilit o pedeapsă de 25 de ani de detenție. În tot acest timp, el a pledat nevinovat, spunând că a ajuns după gratii la comanda lui Vladimir Plahotniuc. Italia a prelungit restricțiile de circulație pentru moldoveni până la sfârșitul acestei luni. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de către Ambasada Republicii Moldova în Italia. Astfel, zborurile directe și indirecte, dar și transportul terestru a fost suspendat. Pe lângă țara noastră, restricția este valabilă pentru alte 12 țări, precum Armenia, Brazilia, Bosnia și Herțegovina. Republica Moldova a fost plasată în lista neagră și de către Ungaria, Austria și Slovacia, și asta din cauza riscului sporit de infectare cu noul coronavirus în țara noastră. Între timp, președintele român Klaus Iohannis a declarat astăzi că starea de alertă în România va fi prelungită cu 30 de zile. Nu sunt prevăzute noi măsuri de restricție, dar guvernul nu va lua nici alte măsuri de relaxare. Laptele nu mai este profitabil, iar numărul fermierilor care au vaci este în scădere. Laptele 4 lei, 3 lei, alie la mașină, care 4 sticle de apă dulce, 10, care e niște chimie acolo. Cum se descurcă oamenii, dar și întreprinderile specializate în producerea lactatelor, vă spunem în câteva momente. Stați cu noi pe TV8, avem și alte știri interesante. Recolta de grâu este pe ultima sută de metri, deși agricultorii s-au plâns de nenumărate ori că au fost afectați de secetă și inundații. Autoritățile centrale dau asigurări că roada este suficientă pentru a face față necesităților. Cel mai mult au avut de suferit agricultorii din sudul țării, unde arșița a pârjolit atât spicele de grâu, cât și lanurile de rapiță și de urs. Noi rămânem optimiști de a obține o producție globală de grâu de 600, numai puțin de 600 mii de tone, la necesarul de 350 mii de tone de care are nevoie țara, deci vom avea și ce exporta. Așa sau altfel, securitatea alimentară a țării va fi asigurată. Seceta a făcut ravagii cel mai mult la sud, unde majoritatea fermierilor au avut parte de recolte foarte slabe. Gospodării din raionul Basarabeasca, Cimișlie, o parte din Găgăuzia, Tăraclia, gospodării unde au obținut
400-500 de kilograme la hectar. Din informațiile Ministerului Agriculturii și recolta de orz și de rapiță va fi mai mică față de cea de anul trecut. Avem o roadă practic de două ori mai mică, în jur de 70.000 de tone vom avea, care este de fapt baza furajeră, dar vom avea îndeajuns orz pentru țară, mai puțin pentru export. Rapița practic a fost recoltată, avem o medie de 1,5 tone la hectar, de pe 19.000 de hectare pe care le-am avut, am strâns în jur de 30.000 de tone. Practic, rapița merge în total la export. Recent, guvernul a decis majorarea fondului de subvenționare agriculturii cu 100 de milioane de lei. Banii urmează să fie repartizați agenților economici care au fost afectați de ploile puternice și secetă. Recent, și fermierii din nordul țării s-au plâns că roada de grâu le-a fost afectată de peste 10 ori. Aceștia au atenționat guvernarea că pâinea s-ar putea scumpi la toamnă. Incendiu de proporții la Bălți, un depozit de păstrare a vatei minerale a fost cuprins de flăcări în această dimineață. 4 echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea focului. Potrivit salvatorilor, flăcările au afectat o suprafață de 200 metri pătrați, iar materialele de construcție au fost făcute scrum. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Municipiul Bălți a fost acoperit cu fum negru în această dimineață, după ce un depozit în care se păstra vată minerală și poliesteren a luat foc. Potrivit martorilor, flăcările s-au răspândit cu repeziciune și riscau să cuprindă o altă construcție din apropiere. Dim, pojar. Ну, страшновато, конечно, такой чёрный дым большой. Замкнуло, может что-то. Электрика может там, не знаю, сварка. Бычок. Știu, nu m-am venit și aici arde. Era jeli mare. 4 echipaje de pompieri au luptat cu flăcările minute în șir. Aceștia au reușit să localizeze incendiul înainte ca focul să ajungă la o conductă de gaze. Nu cred că o să încălzit puțin de la flacără și gata. O conductă de metal, nu e din plastic. Potrivit pompierilor, jumătate din depozit a fost salvat. Angajații inspectoratului au reușit să localizeze arderea fără ca aceasta să distrugă în totalitate depozitul. Urma incendiului a fost afectată suprafața de 200 metri pătrați a construcției. Unele surse din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență spun că construcția arsă este neautorizată și a fost ridicată cu mai multe abateri. La orele 9:57, la punctul de dispecerătul nord al centrului de dirijare intervenției nord, a apărut informații precum că arde un depozit pe strada Vasile Alexandriei 2, Administratorul depozitului, care se află pe teritoriul unei întreprinderi, a refuzat să vorbească cu jurnaliștii. Circumstanțele și cauza de producere a incendiului urmează a fi stabilite. Un tânăr de 24 de ani s-a anecat într-un iaz din sectorul botanic al capitalii. Tragedia s-a produs astăzi în jurul orei 13. Tânărul a intrat în lac să se scalde, iar după scurt timp acesta a fost observat de către prieteni că se neacă. Oamenii au alertat serviciile de urgență, însă viața acestuia nu a mai putut fi salvată. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația că scăldatul în locuri neautorizate și bazine acvatice, care nu sunt dotate cu stații de salvare, este contraindicat. Conform datelor oficiale, de la începutul anului, în bazinele acvatice din țară și-au pierdut viața 40 de persoane, inclusiv 4 minori. Încă 14 voturi pentru susținerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu. Este vorba despre grupul Pro-Moldova, care spune că acest guvern trebuie să devină istorie cât mai curând. Adrian Candu mai acuză cabinetul de miniștri că nu a făcut față crizei generată de epidemie. Și deputatul neafiliat, Octavian Țâcu, a semnat moțiunea pe care a depus-o ieri fracțiunea Platforma DA. Că noi cei de la Pro-Moldova, în număr de 14 persoane, deputați pe care îi reprezentăm noi, vom semna, dacă va fi nevoie, și vom vota, sigur, fără nicio ezitare, orice moțiune de cenzură depusă aici, în plenul Parlamentului, împotriva guvernului Chicu. Nu vom avea nicio tăgadă și nu vom avea nicio rezervă și nicio ezitare ca să trimitem această guvernare în istorie cât mai repede posibil.
A semnat moțiunea și deputatul neafiliat Octavian Țicu. Într-o postare pe Facebook, parlamentarul a declarat printre altele că doar instalarea unui guvern pro-european asumat de blocul acum poate scoate țara din pandemie, criza economică majoră și izolarea internațională, precum și pregăti contextul pentru alegeri prezidențiale libere și corecte. Moțiunea de cenzură contra guvernului Chicu este o inițiativă a fracțiunii Platforma Da, ce numără 11 deputați, cu susținerea oferită de Octavian Țicu și cei 14 deputați ai grupului Pro-Moldova pentru demisia guvernului s-au adunat 26 de voturi. Între timp, cei 9 deputați ai partidului Șor spun că nu au luat încă o decizie. Potrivit legii, moțiunea de cenzură asupra activității guvernului poate fi inițiată de cel puțin o pătrime din numărul deputaților aleși, dar se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți. Dacă moțiunea va trece de Parlament, prim-ministrul va prezenta demisia guvernului în termen de cel mult 3 zile. Partidul Acțiune și Solidaritate va semna moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu inițiată de Platforma, dar doar în cazul în care se vor găsi suficiente voturi pentru a demite actualul guvern, adică 51. Declarația aparține liderii PAS și a fost făcută în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8. Maia Sandu crede că voturile suplimentare ar putea fi găsite doar la Partidul Democrat. Democrații nu au venit deocamdată cu o reacție. Până să ajungem la numirea unui alt guvern, chiar pentru demiterea actualului guvern, e nevoie de voturi suplimentare. Pentru că toată lumea pune presiune, sau o parte dintre oameni pun presiune pe PAS. PAS a declarat foarte clar și de mult și de multe ori. Cele 15 mandate pe care le avem astăzi le dăm pentru demisia guvernului. Deci, categoric votăm pentru demisia guvernului. Dar de la faptul că se pune presiune pe noi, cele 15 mandate nu se transformă în 30, din păcate. Declarația a fost făcută aseară în cadrul emisiunii Cutia Neagră cu Mariana Rață și vine în contextul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu, semnată ieri de Platforma Da. Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate, spune Maia Sandu, va vota moțiunea doar în cazul în care vor exista cele 51 de voturi, suficiente pentru demiterea actualului executiv. Voturile suplimentare ar putea fi găsite la Partidul Democrat, mai crede lidera PAS. Democrații nu au venit însă deocamdată cu o reacție. Deși în momentul în care nu sunt 51 de voturi, să mergem să semnăm moțiunea doar pentru ca să vină guvernul și să-și organizeze un spectacol în Parlament, așa cum a organizat la moțiunea pe ministra sănătății, care nu s-a terminat cu nimic, și după aia iese Igor Dodon și o face pe învingătorul după o asemenea moțiune. Deci aici e de discutat. În ceea ce privește activitatea ministrei sănătății Viorica Dumbrăveanu, Maia Sandu crede că aceasta merită să fie demisă din funcție, pentru că ar fi incapabilă să îmbunătățească situația privind criza pandemică. Femeia vine și ne spune că ea o să se țină de fotoliu până în pânzele albe, cu orice preț o să rămână în funcție, prețul plătindu-l, dreptul ei. Prețul plătindu-l noi, medicii care se îmbolnăvesc, oamenii care se îmbolnăvesc. Solicitată de TV8, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății a declarat că ministra nu comentează declarații politice. În cadrul emisiunii de ieri, lidera PAS a vorbit și despre expresia tot mai des menționată de către majoritatea parlamentară PSRM-PD, dar și Igor Dodon, coaliția Sandu-Candu-Plahașor. Asta este doar o repetare a acuzațiilor false pe care le-a adus Igor Dodon, mi le-a adus mie în campania din 2016, atunci când încerca să mi-l lipească pe Plahotniuc și toți oligarhii, în situația în care el beneficia de banii lui Plahotniuc. Iar deputații Platformei Da au semnat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu. Aceștia le-au recomandat colegilor din PAS să ia o decizie până joi, întrucât peste o săptămână Parlamentul ar putea să și încheie sesiunea de primăvară-vară. În replică, reprezentanții PAS au precizat că vor lua o decizie abia sâmbătă, la Consiliul Politic al formațiunii. Continuăm cu alte știri. Timp de doar un an, numărul de vaci în țara noastră s-a micșorat cu 16.000 de capete. Gospodăriile țărănești, principalii furnizori de lapte, spun că nu mai are rost să țină animalele, întrucât afacerile de mult nu sunt profitabile și le trimit la abator. Astfel scade și producția de lapte, aproximativ cu 40.000 de tone mai puțin în fiecare an.
Domnul Petru se poate mândri cu 5 vaci mulgătoare pe care le ține la propria fermă din satul Ratuș. Zilnic, acestea îi aduc aproximativ 60 de litri de lapte, cantitatea prea mare pentru familia sa. Dar nici să-l vândă la fabrica de lactate nu are rost. Laptele 4 lei, 3 lei. Alie la mașină, care le 4 sticle de apă dulce, 10, care e niște chimie acolo. Câștigi de pildă 1000 și trebuie să-i acolo 10 vaci și 1000 și să câștigi să-i 3 vaci. Așa că mai bine vinde laptele sătenilor și cumpărătorilor din capitală. Fermierul spune că ar fi vrut să mărească numărul de vaci, dar e nevoie de prea multe investiții pe care statul nu le compensează. De exemplu, recent și-a permis să cumpere un aparat de mulți, pe care a dat 12.000 de lei. Combinatul nu poate să dăi mai mult de 3 lei, dar statul la fiecare litru se compensează încă 2 lei deasupra. Dar ei pipânci tăți care țin vaci, 3 lei, ăsta e 4 lei, ăsta e nic pentru atâta muncă. În satul în care pe timpuri fiecare gospodar avea câte 2-3 vaci, acum doar fermierul și o vecină își mai permit acest lucru. Toți, și vecinii tăți, pe împrejur, toți am avut jeci. Erau la vreo 300, erau dacă numai într-un rând erau 180. În tot satul dacă-s 20. Sătenii ne-au zis că au renunțat la animale, întrucât tinerii s-au obișnuit să procure lapte din magazin, iar gospodarii nu mai au puterile de altă dată pentru a îngriji de acestea. Trebuie multă muncă într-aza. Mai ales toamna, când ajungi, trebuie de adus și fân, și șoclej, și de tăte. Și e obositor. Cât erau copiii mititei de plășec să ducă vaca, să ducă acolo să joace sara, până și vin vașile, să iei vașile, să aducă acasă. Dar dacă ei s-au mărit, dăm-o la vaci, nu să ce, îi dăm să ce la club. Și această femeie, proprietara unei fabrici de lactate din sudul țării cu 320 de vaci, nu simte ajutorul din partea statului. Ne-a povestit că seceta din acest an le-a distrus toate câmpurile pe care creșteau hrana pentru animale, astfel că de săptămâna viitoare vor începe să procure furaj. Собрали от 300 до 400 килограмм гектара. Это просто катастрофически. Мы просто брили поля. Мы урезали рационы коровам, чтобы хоть как-то выдержать. Чем меньше мы кормим корову, тем она меньше дает молока. Соответственно, надо поднимать стоимость сырья. О солюции ar fi să primească subvenții de la stat. Astfel nu ar fi nevoit să mărească prețurile, însă acest lucru pare de neimaginat. Deci astăzi, în conformitate cu legislația din 2017, se obține doar 50%. Până la 2017 se subvenționa practic tot costul animalului, undeva în jur de 90%. Astfel, gospodăriilor casnice nu le mai este profitabil să transmită laptele fabricilor mari. Noi astăzi, în jur de 80% colectăm prin punctele de colectare de la gospodăriile țărănești. Noi am făcut calculele în asociație și undeva de la 100 de capete business, fiindcă asta tot e business, devine rentabil. Anterior, ministrul agriculturii declara că așteaptă un credit de la Banca Mondială pentru a-i susține pe proprietarii de ferme. Nu am reușit să aflăm la ce etapă sunt negocierile, întrucât responsabilii nu ne-au răspuns la telefon. Potrivit datelor statistice, anul trecut producția de lapte s-a redus cu aproape 12%. Doi muncitori de la apă canal au fost surprinși astăzi în preajma unui cavuz apărut din senin pe una din străzile centrale ale capitalei. În timp ce șoferii au fost nevoiți să ocolească fântâna arteziană ce venea din asfalt, oamenii nu au întrebis nimic pentru a opri apa, care este povestea din spatele imaginilor aflați în scurt timp la știri. Rămâneți cu noi! Împătimiți de viteză și dornici de senzații tari, motocicliștii sunt deseori implicați în accidente rutiere. În ultima jumătate de an, pe drumurile din țară s-au produs peste 100 de coliziuni cu implicarea lor, în urma cărora 9 persoane și-au pierdut viața. Pentru a le aminti despre responsabilitatea de care trebuie să dea dovadă când conduc, Poliția Națională le-a dedicat motocicliștilor un spot video emoționant. Cele mai fericite momente din viața mea au fost pe aceste două roți. Viteza și motorul mi-au făcut să-mi pierd mintea.
În spotul prezentat de polițiști sunt ilustrate urmările unui accident de motocicletă provocat de consumul de alcool. Un tânăr care puțin mai devreme apare în timp ce bea bere, urcă mai apoi la ghidon, având și o pasageră. Într-o intersecție în care a ieșit fără să se asigure, acesta a fost accidentat de o mașină. În urma impactului, motociclistul rămâne tot pe două roți, însă de data aceasta în scaunul cu rotile. Eram cel mai tare și nu credeam că mi se poate întâmpla ceva rău. Dar, într-o secundă... Acum, unicile roți pe care voi merge vreodată sunt acestea. Și alți motocicliști sunt de acord cu mesajul poliției. De 3 ani, Dumitru Boroda conduce o motocicletă. Deși spune că motorul puternic îi oferă un cocktail de emoții, există și linii roșii pe care nu le încalcă. Chem toți motocicliștii să respecte atât regulamentul circulației rutiere, cât și să evite consumul băuturilor alcoolice dacă după asta ei planifică să urce călare pe motocicletă. Cei care vor să meargă pe motocicletă este desigur o plăcere, este adrenalina dacă știi să o mânuiești corespunzător, dar la fel este și o responsabilitate enormă. Și pentru Vadim, motocicleta este de 8 ani cel mai bun prieten. Bărbatul este convins că alcoolul și condusul reprezintă o combinație fatală. Alcool как сам по себе это плохо, а за рулем это губительно. Причем за рулем мотоцикла тот адреналин, который тебе дарит скорость и ощущение мощности мотоцикла, он увеличивается тем градусом, который ты получаешь в рюмке. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în ultimele 6 luni pe drumurile din țară s-au produs peste 100 de accidente cu implicarea motocicliștilor. 9 persoane au murit, iar alte 106 au fost rănite. Posesorii de motociclete sunt îndemnați să se echipeze corespunzător și să conducă prudent. Șoferii de microbuze care au venit în capitală din sudul țării au fost verificați de inspectorii de patrulare. Oamenii legii au vrut să vadă dacă aceștia și pasagerii lor respectă regulile anticovid. Doi din cei trași pe dreapta au fost amendați. Astfel de controle vor continua și în următoarele zile. Bună dimineața! Bună! Director superior Crăciun. Mască, dezinfectanți, toți au... Маски, дезинфектанту ела, баста, я. Маски, тоци, пустим домну. Microbuzele care veneau în această dimineață din raioanele de sud ale țării în capital au fost trase pe dreapta de polițiștii și inspectorii ANTA. Acestea au verificat dacă pasagerii poartă măștile de protecție și dacă nu au depășit numărul de locuri. Bună dimineața! Totul regulă, vă simțiți bine? Da. Igiena microbuzei la un nivel înalt? Șoferii de microbuze se jură că nu încalcă cerințele impuse pe timp de pandemie. Toate cele avem. Și dezinfectant și toate cele este omul care trece o vinete, am dat dezinfectant. Toate. Însă unii pasageri, printre care și din cei care nu purtau măștile corect, s-au revoltat de verificările poliției. Bună ziua! Здравствуйте! Ne spuneți dumneavoastră ceva? Nu știu moldenești, știu rusești. Spuneți-mi rusești. Cei care erau cu măști pe față spun că, deși se sufocă de căldură, sănătatea lor și a familiei este pe primul loc. Măștile le portăm cam caldă, ne descurcăm. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, astăzi pe întreg teritoriul țării au fost verificate 185 de microbuze, iar doi șoferi s-au ales cu o amendă de 1500 de lei. Nu scapă de sancțiuni nici pasagerii care nu respectă. Cazul în care persoanele se află fără măști, le obligăm să le îmbrace și le facem un avertisment, dar și dacă nu se conformează, urmează a fi sancționați conform codului contravențional. Astfel de controle vor avea și în zilele ce urmează. Descoperire șocantă într-un apartament din sectorul Buicani al capitalei. Pompierii au găsit trupul neînsuflețit al unui bărbat, pe corpul căruia erau urme de moarte violentă. Cadavrul a fost descoperit abia peste 7 zile de la crimă. Poliția a fost chemată de către vecini care au simțit un miros ciudat. Bănuit de omor, este prietenul său, a fost reținut după câteva zile. Bănuit de săvârșirea omorului, un bărbat din capitală în vârstă de 32 de ani a fost reținut în plină stradă. Potrivit poliției, crima a fost săvârșită în urma unui conflict iscat între cei doi în apartamentul victimei. Decesul a survenit în urma plăgilor de cuțit primite și a loviturilor de ciocan. Cadavrul a fost descoperit abia la o săptămână de la omor, după ce vecinii au alertat poliția din cauza mirosului ciudat. În fața oamenilor legii, suspectul și-a recunoscut vina. Da. Da.
Началась драка. Молотком. Куда? По голове один раз. Да. Când a fugit de la fața crimei, suspectul a luat din apartament videoregistratorul și cuțitul cu care a săvârșit crima. Împreună cu un prieten le-au aruncat într-un iaz din sectorul Buiucani al capitalei. Polițiștii au reușit să-l rețină și pe amicul acestuia, în vârstă de 27 de ani. Cei doi au fost reținuți pentru 30 de zile, până la stabilirea tuturor circumstanțelor. Individul bănuit pentru omor riscă închisoare între 15 și 20 de ani. Incident pe o stradă din capitală, dintr-un cămin de evacuare a început să iasă un jet puternic de apă ce se scurgea pe asfalt, însă de data aceasta nu este vorba de o avarie, ci de o acțiune supravegheată de muncitorii de la Apă Canal, care afirmă că au evacuat apa pentru a putea suda țeava. Nu-i normal, da. Nu-i normal că curge atâta apă și cineva din buzunar trebuie să spună. Cred că trebuie de intervenit la timp. La noi foarte multe lucruri se lasă de azi pe mâine. Havuzul a apărut în mijlocul intersecției străzilor Vlaicu-Pârcălab cu Mihail Cogălnicianu, după ce muncitorii de la Apă Canal au deschis acest hidrant pentru a evacua apa ca să efectueze lucrări de sudare. Oamenii au crezut că aici s-a spart țeava, dar nu-i spart. Asta e evacuare de apă din țeavă ca să putem lucra, suda. O închidem, poate o deschidem. Da, mă închidem înapoi și sudăm și închidem și deschidem apa. Nu se știe ce volum de apă s-a scurs, însă angajații de la Apă Canal afirmă că pierderile vor fi suportate de companie și nu de consumatorii de rând. Strada Vlaicu-Pârcălab este închisă în perimetrul străzilor Mihail Cogălnicianu și Alexei Mateievici, pentru că au loc lucrări de reparație a rețelelor subterane. Bilanțul de infectare cu noul coronavirus depășește cifra de 20.000 în țara noastră, după ce astăzi au fost confirmate alte 332 de cazuri noi de îmbolnăviri. În total au fost efectuate peste 1.400 de teste primare. Capitala se poziționează din nou pe primul loc, boala fiind confirmată la 154 de persoane. De asemenea, se mărește și numărul de cazuri printre lucrători medicali, după ce alți 12 au fost confirmați pozitiv la COVID-19. Se menține înalt numărul pacienților în stare gravă, 346, și a pacienților, deși în diminuare, așa, dar se menține tot 27 de pacienți supuși ventilării mecanice. Cu regret, avem și 4 cazuri de deces. Numărul total de decese înregistrate 659. Pe parcursul săptămânii trecute, inspectorii de la Agenția Națională de Sănătate Publică au verificat 231 de agenți economici. În acest sens au fost întocmite 25 procese verbale și aplicate amenzi în sumă de 22.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor antiepidemice. Mai mult decât atât, inspectorii au sistat activitatea 4 unități de prestări servicii, printre care 3 frizerii. Și oamenii legii au constatat aproape 340 de contravenții. Cel mai mare număr de încălcări se referă la nerespectarea regulilor privind aflarea în locurile publice, în grupuri mai mari de 3 persoane sau nerespectarea regimului de autoizolare. Librăriile din Republica Moldova traversează o perioadă dificilă. Librarii spun că vânzările de carte au scăzut simțitor din cauza pandemiei, deși efectul așteptat era cu totul altul. Oamenii recunosc că internetul ocupă tot mai mult loc în viața lor, iar pentru lectură le rămâne tot mai puțin timp. Librarii din Bălți spun că vânzările de carte au scăzut simțitor, mai ales la începutul pandemiei, când librăriile au fost închise. Din cauza învățământului online, cărțile pentru copii nu mai sunt la fel de solicitate, dar nici romanele sau enciclopediile, care erau cadoul perfect pentru diferite ocazii. Da, upala, pentru că свадьбы не делают, все эти мероприятия, приходили, брали подарки, вот это все сейчас чисто те, которые почитать сами. Школьники приходят со списками, дают на лето читать, в последнее время классика идет. Классика, что на русском, что на молдавском. Покупаемость очень снизилась, намного снизилась. Если раньше у нас для садика покупали очень много, то сейчас практически не покупают ни на русском, ни на румынском, очень слабенько.
Este și o explicație. Mulți preferă să vizioneze filme sau să navigheze pe internet. Așa că nici perioada în care am stat izolați în case nu i-a determinat să citească mai mult sau să achiziționeze cărți. Чтобы честно сказать, книги я не особо любитель. Ну, потому что интернет уже все заменяет. Если что-то надо, нашел и прочел быстренько, прослушал и так далее. Что книги уже как бы устарели. За последнее время времени не было. Фильмы просматривали, но никак не читали книги. Ну, пречтим, мама, я. N-avem timp. Lucru, casa, acasă, tot lucru și tot așa. Și să vă spunem, telefon, mai mult în rețele, prin internet. Da, tolka na knihe stalo se vremea. Нету времени, ребята, свободного, занят. Totuși, sunt și dintre cei care preferă mai mult să țină în mână o carte decât un gadget. Eu am continuat, că eu citesc și în afară de pandemie. Îmi plăcea când era copil să citesc și n-am știut că pe urma să mă ajute foarte mult să dezvolt vorbirea. Pentru mine e ușor să scriu ceva și asta tare mă ajută în tot ce fac eu. Îmi place Sir Ken Robinson. Este un scriitor în domeniul educației, pentru că eu sunt fostă profesoară și mie îmi place foarte mult ideile lui de a schimba ceva în educație, în sistemul educațional mondial. Очень много читаю, но именно книг, художественных книг очень мало, времени мало. Librăriile din țară au fost închise în perioada 18 martie-28 aprilie. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Imediat după știri urmează un nou film la TV 8. Nu-l ratați, chiar la 21:30, Politica Nataliei Morari. Invitatul din această seară este liderul grupului parlamentar Pro-Moldova, Adrian Cantu. Vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe site-ul TV8.md, iar noi le vom transforma în știre. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!